Dragi iubitori ai designului, ne aflăm în nordul Bucureștiului, suntem în vizită la ansamblul Floreasca Residence. Este un ansamblu aflat în construcție, cu o vedere foarte frumoasă asupra lacului și parcului Tei. Ne-a întâmpinat Laurențiu Sorescu, reprezentant de vânzări, cu care vom povesti puțin despre acest spațiu amenajat împreună cu Delta Studio. Bună, Laurențiu! Bună, Alexandra! Bine te-am găsit! Bine ați venit! Sunt curioasă, cui se adresează complexul Floreasca Residence? În general, complexul nostru se adresează tuturor persoanelor, dar în special persoanelor cu un buget puțin peste medie, persoanelor care iubesc liniștea, care iubesc priveliștea frumoasă și care caută un loc unde să se simte efectiv ca acasă. Pune-mi, te rog, ce suprafață are acest apartament? Apartamentul în care ne aflăm este un apartament de 3 camere, care are o suprafață de 70 de metri pătrați, suprafață utilă, la care se adaugă un balcon de 8,2 metri pătrați. Este construit pentru un anumit tip de client? În general, acest tip de apartament, și anume de 3 camere, se adresează clienților familii, adică persoanelor care au 1-2 copii sau persoanelor care caută pe lângă un dormitor și un birou. A existat o anumită temă de amenajare de interior? În general, clienții noștri caută modernul, dar și utilul, o îmbinare cât mai perfectă între util și modern. În momentul acesta ne aflăm în living, cu spațiu de relaxare, unde este montată o canapea cu vedere exact spre geam. Și o zonă de dining, unde fiind foarte aproape de bucătărie, se poate efectiv lua masa. În stânga se află bucătăria. Este o bucătărie de 8,4 metri pătrați, mobilată modern, de colegii de la Delta Studio, cu materiale de calitate premium, MDF. Sunt folosite și electrocasnice tot premium de la Franche. Iar pe jos este folosită o placă ceramică de la Porțelanosa cu nuanțe de parchet deschise, care dă senzația de spațiu, ținând cont și de faptul geamului aflat la bucătărie. Acest apartament este prevăzut cu 2 băi. Aceasta este baia principală, în care s-au folosit nuanțe deschise, cu plăci ceramice cu tendințe 3D, spații largi, este o baie generoasă. Toate aceste materiale sunt de la Porțelanosa. În a doua baie s-au folosit tot materiale Porțelanosa și s-a mers tot pe nuanțe deschise, tot genul de plăci cu tendință 3D, doar că alt tip de model. Iar această baie nu este prevăzută cu duș, este prevăzută cu un spațiu pentru mașina de spălat, mașina de uscat, o baie tot generoasă. Acest apartament are și 2 dormitoare. Ne aflăm acum în dormitorul matrimonial, este dormitorul principal. Este o zonă de relaxare care are și o zonă de dressing. Este mobilată în întregime tot de colegii noștri de la Delta Studio. Iar al doilea dormitor este un dormitor mai mic, care este folosit și gândit ca și un dormitor de copii sau un spațiu de birou pentru persoanele care nu au nevoie de un al doilea dormitor. Sunt curioasă ce spun clienții care văd acest apartament tip showroom. Sunt impresionați, le place cum sunt compartimentate spațiile și sunt foarte încântați de lucrurile alese, adică mă refer la ceramică, la mobilă, la dormitoarele sunt bine utilate. Ai vreun sfat pentru cei care urmează să-și achiziționeze un apartament? Am observat că din ce în ce mult clienții caută un design. Deci caută un ajutor din partea unui designer profesionist. Chiar la Delta Studio găsesc acest design și împreună cu colegii de acolo ei își creează un mediu cât mai plăcut pe care îl iubesc, în care stau, care își petrec timp ulterior. Mulțumim, Laurențiu! Multă plăcere, Alexandra, și eu vă mulțumesc pentru vizită!
Vă invit să vă abonați la canalul nostru de YouTube pentru că postăm câte un filmuleț nou despre design interior în fiecare săptămână.